110.000 de elevi din județul Constanța s-au întors de astăzi la școală, însă nu toți vor învăța anul acesta în cele mai bune condiții. Mii de elevi din județ s-au întors la ore în spații improvizate, fără apă curentă sau autorizații sanitare sau de incendiu. Cel puțin 15 școli din județ sunt încă în șantier, iar alte 23 intră în perioada următoare în reabilitare. Autoritățile caută abia acum soluții pentru a nu se ajunge la cursuri online sau la ore cu durata redusă. Prima zi de școală a aglomerat șoselele din oraș cu mașinile care i-au dus pe micuți la festivitățile de deschidere. În Constanța, lucrările care se desfășoară pe unele dintre principalele artere au dat mult de furcă părinților. Mult. Foarte mult îngreunează. Dacă ești pe scuter, e bine. Cu sau fără problemele din trafic, curțile școlilor de cartier s-au umplut astăzi la refuz. Bună dimineața, cum e prima zi de școală? Avem emoții. Da? Cât de mare? Se vede, nu? Bună dimineața, emoții? Dimineața? Nu. Am mai făcut asta odată. Nu toți elevii au început anul școlar în condiții bune. În județ mai sunt încă localități fără apă potabilă curentă. Acolo grupurile sanitare din școli primesc apă din bazine. 14 școli nu au autorizație sanitară. Printre acestea și cea mai mare școală gimnazială din centrul Constanței, școala 30. 14 unități de învățământ n-au primit autorizație sanitară. Vă dau un exemplu, școala 30, care are conectare la apă curentă, are conectare la canalizare, dar nu are suficiente grupuri sanitare. În curând, în Constanța, alte 23 de școli vor intra în reparații. Imediat după va începe cursa pentru relocarea elevilor. Ne așteptăm în următorii 2 ani să avem până la 14.000 de copii care vor trebui să fie relocați. Vor fi spații insuficiente. Am avut câteva discuții avansate cu domnul inspector general, astfel încât să ne asigurăm că nu vor fi făcute ore online. Acolo unde nu putem să facem, acolo unde nu putem să-i relocăm, poate împreună cu domnia sa să găsim soluții de micșorare a orelor, astfel încât să fim în 3 schimburi. Între timp, directorii de școli trebuie să aplice noile reguli privind instituirea sălii de detenție și interzicerea telefoanelor mobile. Împreună cu psihologul școlar o să ajungem la cea mai bună formulă, să zicem așa, pentru ca elevii să înțeleagă că au nevoie din când în când așa de momente de reflexie în care să mediteze, să zicem, asupra propriilor fapte. Cum e cu telefoanele mobile? Am dat comandă pentru cutiuțe. Ei trebuie să înțeleagă că tehnologia trebuie să-i ajute, nu trebuie să-i disturbe. În județul Constanța învață peste 110.000 de elevi.